Ernest are cămilă. Dar aici în Egipt sunt cămile. Eu nu am văzut niciuna. Dar ele sunt rele? Nu știu, dar mie frică de ele. Poate plecăm să vedem una? Da, dar noi ne grăbim acasă la Moldova. Da, astăzi zburăm. Haidem repede, 10 minute. De acord. Să plecăm. Nu-mi vine să cred. Veniți repede aici. Wow! Wow! Ce vă mirați, cămilă? Adevărată! Ce miram? Mi-e dragi cu cămila. Nu. Eu cămila nu vreau. Nici tu nu vrei, Eric. Nu. Ne ducem în hamac. Aoleu, ce fricoși. Voi stați aici cu minți, la teren. Aha. Ernest, ce zici dacă ne ducem cu cămila? Nu. Eu voi cere voie, de la tati. Hei, copii, unde sunteți? Noi întârziem la avion. Hai repede. Tata, dă-ne voie 5 minute cu cămila. Bine, doar 5 minute. Trebuie să plecăm. Cămila. Nici eu nu mă atrag. Îmi este frică de ea. Frică? Mie mi este frică că cea poate scuipa. O, da. Mie la fel, de asta mi este frică. Stop! Dar unde este Albert cu Ernest? Au rămas la Cămila. Am plecat! Repede! Vom pierde și avionul și copiii. Unde este Albert cu Ernest? La teren! Acolo este terenul! Da! Albert, cu ce? Ești pe Cămila? Întârziem la avion! Repede! Cu ce până la 5.40? Încă un pic și mă dau jos! Repede! Ce curajos este! S-a urcat pe Cămila! Aha! E foarte bine! Exigențele noastre sunt pregătite toate.